În acest an, sărbătorile de iarnă se fac simțite și în odaia bunicii Rodica, unde un brăduț de Crăciun luminează. Președintele Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina, Vasile Gafiuc, a ținut să-i aducă bătrânei un brăduț și câteva ornamente pentru a-i mai alina singurătatea. Pe lângă ornamentele luminoase, bunica a primit alimente și haine, dar și câțiva bănuți din partea unor oameni cu suflet mare. S-au mai gândit la dumneavoastră niște persoane care au ținut să vă ajute cu niște bănuți. Primarul comunei Crucea, domnul Dorin Rusu, de la familia Dana și Viorel Romaniuc și din partea familiei Cătălin și Lidia Prisăcal. Colegii noștri de la redacție, de la Suceava Live și de la Nest TV, au ținut toți să aducă câte ceva și restul sunt din partea lor. Dumnezeu să răsplătească și spune dumneavoastră că am să mă rog. Cât am să pot. Lacrimile din ochii ei, ce cădeau pe obrazul brăzdat de vreme și zâmbetul de bucurie de pe buzele ce rostesc doar vorbe frumoase, au confirmat mulțumirea bunicii Rodica. Foarte frumos, foarte, cu bucurie și nu am cuvinte, încă o dată și dumneavoastră, la toți vă mulțumesc. Îți doresc multă sănătate, putere, un an nou cu bucurie și belșug. Și multe biruințe să aveți în viața dumneavoastră, la toți. E greu, e sărbătorile și cred că toți trebuie să fim mai buni și să ne gândim și la alții. Nu este ușor și noi am avut bunici, din păcate eu nu mai am niciun bunic pentru că s-au dus, dar cred că este un semnal pentru ceilalți care au bunici, trebuie să avem grijă de ei și știți cum se spune, cine n-are bunici să-i cumpere. Noi n-am încercat să vă cumpărăm acum pe bunica, dar ne bucură că v-am adus o bucurie. Și veți mai trece pe la bunica Rodica? Cu siguranță vom mai trece, că n-aveam o bunică în Suceava și e bine să avem și o să mai trecem la ea.